Ieri, Consiliul Superior al Magistraturii, care după cum știți dumneavoastră este așa numitul Parlament al Judecătorilor, a emis un comunicat de presă în care scrie că, fiți atenți, vă rog, ce scrie acest Consiliu, că prin faptul că noi ne indignăm de hotărârile pronunțate, sau mai bine zis, de invalidarea alegerilor primarului, noi